Stimați ascultători, se povestește că într-un orășel trăia un bărbat căruia îi plăcea să ajute pe toată lumea. Acesta era atât de inimos și de generos, încât era greu de crezut că făcea tot ce poate să ajute, fără să ceară nimic în schimb. Bărbatul acela ajuta pe oricine, chiar dacă nu i se cerea și nu aștepta niciodată recompense pentru inima sa atât de mare. Într-o zi, în timp ce mergea pe un drum plin de praf, bărbatul vede o poșetă, așa că o ridică și observă că era goală, nu era nimic în ea. Dintr-o dată apare o femeie împreună cu un polițist care îl arestează pe loc pe bărbat. Femeia a întrebat continuu unde i-a ascuns toți banii, însă bărbatul îi spunea: Doamnă, geanta era goală când am găsit-o. Te rog să-mi dai bani înapoi, erau pentru a plăti taxele la școală pentru fiul meu. Bărbatul a observat că femeia era disperată pentru că pierduse banii și îi spuse: Ia banii ăștia, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Femeia a plecat, iar polițistul a rămas pentru a-l chestiona în continuare pe bărbat. Când femeia a numărat banii pe care i-a primit de la acel om, a observat că erau de 2 ori mai mulți decât cei pe care i-avea în poșetă și a fost șocată. În ziua următoare, când femeia a plecat să plătească taxa fiului său, a observat că era urmărită de un bărbat slab. Imediat, femeia s-a gândit că este un hoț care este pe cale să o jefuiască, așa că s-a dus repede spre primul polițist care a ieșit în cale să-i spună ce se întâmplă. Era însă același polițist care o însoțise cu o zi înainte. Femeia a spus că e urmărită de cineva, însă, din senin, au văzut amândoi cum bărbatul care era pe urmele ei până atunci s-a prăbușit la pământ. Au fugit spre el și aveau să constate că era bărbatul care ea presupunea că i-ar fi furat poșeta. Acesta arăta slăbit, iar femeia era confuză. Atunci polițistul îi spuse femeie: Să știi că nu ți-a dat înapoi banii care ți aparțineau. Ți-a dat banii care erau banii lui. Nu era el hoțul, dar pentru că te-a auzit că ai nevoie de bani pentru școala fiului tău, i-a părut rău și ți-a dat banii lui, care erau pentru medicamentele și tratamentul lui. Suferă de o boală gravă, iar viața lui depinde de acele medicamente. Cei doi l-au ajutat pe bărbat să se ridice de jos, iar el îi spuse femeii care acum începuse să-l acuze iarăși: Te rog să mergi să plătești școala fiului tău. Te-am văzut pe drum puțin mai devreme și am mers după tine ca să mă asigur că nimeni nu ți mai fură banii. În acel moment, femeia a rămas fără cuvinte. Un bărbat care trecea prin preajmă și a văzut și a auzit discuția, s-a oferit să-i dea bărbatului căzut pe jos, să-i dea gratuit medicamentele de care avea nevoie pentru tratament. Cine are simpatie și afecțiune pentru alții, niciodată nu va suferi din cauza lipsurilor. Stimați ascultători, vă invit să descoperim pe cineva care a văzut că omenirea este disperată din cauza că marele vrășmaș i-a furat pacea, sănătatea, fericirea și viața. Și acel cineva ne-a dat pacea lui, ne-a dat viața lui, ca noi să putem avea viață din belșug. Știți cine este? Iisus Hristos, Cel care iubește pe oameni. El vrea să ne vadă mântuiți. El nu vrea să ne vadă fugind în dreapta și în stânga, fără vreun scop în viață, mergând dimineața la serviciu, căutând o bucată de pâine, încercând să ne facem un rost în viață și apoi să fim bucuroși că ne lăsăm apartamentul copiilor noștri și bucuroși că ne-am împlinit destinul în viață, spunem noi. Dar destinul tău nu e nici să faci copii cărora să le porți de grijă până la sfârșit.
Aceasta este obligația ta de mamă și de tată. Destinul tău nu se sfârșește când pleci de pe pământul acesta. Destinul tău e în cer, împreună cu Iisus Hristos. Stimate ascultător, nu lăsa pe diavol să-și bată joc de viața ta prinzându-te în pământul acesta. Spune diavolul, uite, mai ia și de aici ceva, mai ia și bogăție, mai ia și din lume, mai ia și distracție, că ești tânără, că ești tânăr, fă-ți acum de cap. Va veni o vreme când vor trece toate, și funcția, și diploma, și tinerețea, va trece și sănătatea pe care o ai. Și ce mai rămâne? Mai rămâne Iisus Hristos. El te iubește. Te iubește așa cum ești tu. Așa nenorocit, slab și nevrednic cum ești, cu gura iute, cu mintea de multe ori tulburată, cu tot felul de gânduri. Hristos te iubește chiar dacă ți-ai distrus ochii în calculator și nu mai ai privirea pură. Te iubește Iisus indiferent de ce ai făcut. Așa cum a spus odinioară acelei femei, dacă nu te osândește nimeni, nici eu nu te osândesc. Dar există o singură condiție în iertarea lui Iisus Hristos. Du-te, te iert, dar să nu mai faci. Nu ne putem permite ca să ne facem curat de Paște în viața noastră, după care de luni, imediat după Paște, să o luăm de la capăt cu toate. Nu putem cu aceeași gură cu care astăzi cântăm laude lui Dumnezeu, mâine să mințim. Nu putem cu același trup despre care spunem că e templul Duhului Sfânt, astăzi să-l dăm lui Dumnezeu și mâine să-l dăm imoralității. Nu putem trăi cum vrem noi. Noi avem un Dumnezeu care ne-a creat și ne poartă de grijă. Pentru fiecare păcat pe care l-am făcut eu, Dumnezeul nostru plânge. Întristăm fața lui Dumnezeu atunci când facem vreun păcat. Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, întrucât El a hotărât o zi în care va judeca lumea aceasta. Stimate ascultător, Iisus Hristos te iubește. Dacă nu te iubește mama ta sau tatăl tău sau prietenii tăi, dacă nu te iubesc, să știi că Iisus Hristos te iubește. Stimați ascultători, vă invit să ne întoarcem la marele moment petrecut în urmă cu aproape 2000 de ani, duminica în care Iisus Hristos, călare pe un asin, a intrat în Ierusalim. Atunci s-a deschis cea mai interesantă săptămână din istoria Universului, cea mai încărcată de semnificații. A fost o săptămână de foc pentru Domnul Iisus și la propriu și la figurat. Mergea pe un drum la capătul căruia îl aștepta un botez al suferinței. Mergea pe un drum la capătul căruia îl aștepta paharul pe care trebuia să-l bea, un pahar al suferinței. E greu să suferi când ești vinovat, dar când ești nevinovat, e cu mult mai mare durerea. E greu să suferi pentru tine, dar când trebuie să suferi pentru alții, cu atât mai grea este durerea. Până la Iisus Hristos, unele lucruri erau cumva în ceață. A venit Domnul Iisus și a limpezit lucrurile. Hristos nu mai are nuanțe de gri. El are fie negru, fie alb. Culorile sunt clare. Este o delimitare clară în ceea ce vedem. Noi ne împărțim în culte. Hristos ne împarte după roade. De ce a intrat Iisus în Ierusalim dacă știa că acolo va trebui să moară? Tocmai de aceea, pentru că știa că trebuie să moară acolo. Evanghelistul Luca spune că și-a îndreptat hotărât fața spre Ierusalim. Pentru păcatul meu trebuia să mor eu, dar Dumnezeu, în marea lui dragoste, a hotărât ca Iisus să moară pentru mine și pentru tine. De ce a intrat Iisus în Ierusalim? De ce s-a dus acolo, în cetatea aceea, care nu l-a primit niciodată?
De ce s-a dus în locul acela unde știa ce are să-i se întâmple? Este ușor să te duci și să predici sau să slujești pe Dumnezeul tău într-o biserică sau într-un oraș unde oamenii te așteaptă. Este ușor să stai într-o familie unde ești bine primit. Iisus Hristos a intrat în Ierusalimul care nu l-a acceptat niciodată. N-avea să-l accepte nici în săptămâna aceea. Au venit oamenii și au aruncat haine și flori, au fluturat ramuri de finic, au strigat, Osana, fiul lui David! Asta nu este închinare? Ba da, și aceasta este închinare. O să vedeți bisericile pline în săptămâna mare, dar numai în săptămâna mare, pentru că după ce se termină postul acesta, după Paște, vor începe iarăși discotecile Paștelui. Va începe din nou dezlegarea la băutură, pentru că acum băutura este legată. Trebuie să mințim mai puțin săptămânile acestea? Doar aceste săptămâni? Trebuie să facem mai multe fapte bune? Doar acum? Ne cumpărăm pantofi și haine noi, ca să fie frumos în ziua de Paște. Casele noastre vor fi văruite, geamurile vor fi vopsite, este sărbătoare. Dar de ce a intrat Iisus în Ierusalim? Hristos a intrat în Ierusalim pentru că iubește oamenii, nu pietrele care intră în alcătuirea Ierusalimului. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pentru că a avut un scop, să moară. Dar au mai fost acolo niște scopuri pentru care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. El s-a dus în cetatea aceasta pentru că iubea oamenii și nu pietrele aflate în construcția cetății și a templului. Când au ajuns în Ierusalim, au venit ucenicii și au spus, Doamne, dacă vrei să vizitezi ceva aici, uite templul. Și Iisus a început să plângă. S-a uitat la templu și a zis, O, Ierusalime, Ierusalime, va veni timpul când templul acesta nu va rămâne piatră pe piatră din el, pentru că nu ți-ai cunoscut vremea cercetării tale. Dumnezeu nu mai era în templul din Ierusalim. El plecase de mulți ani. Dumnezeu iubește omul, nu pietrele. E bine că avem biserici, dar Dumnezeu iubește oamenii. Știți de ce a plâns Iisus în Ierusalim? El nu a plâns decât la mort. A plâns când a fost la mormântul lui Lazar. Iisus plânge doar acolo unde este moarte, unde este moarte spirituală. Iar acolo, la Ierusalim, era moarte spirituală. Acolo îl cinsteau pe Dumnezeu numai cu buzele, dar inima lor era departe de Domnul. Să nu uităm un lucru. Indiferent din ce biserică provenim, trebuie să înțelegem că Iisus Hristos este singurul care ne poate schimba viața. Faptul că mulți copii se duc la școală nu înseamnă că și învață bine. Faptul că dormim ani de zile într-un garaj niciodată nu ne va transforma într-o mașină, cât de veche sau de neînsemnată. Faptul că ne ducem în biserici nu înseamnă că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cunosc persoane care ani de zile au crescut într-o biserică în care abia așteptau să se termine programul. Cunosc persoane care au stat lângă mama și lângă tata în biserică până nu i-au mai putut ține de mână sau nu i-au mai putut bate și după aceea s-au dus direct în lume. N-aveau ei treabă cu Dumnezeu, ci au venit cu Darwin și spuneau că bunicii și străbunicii lor au fost niște maimuțe păroase, niște cimpanzei. Așa îi învăța la școală că Dumnezeu nu există. Stați liniștiți, munciți acolo, mai departe
nu priviți voi spre cer, priviți numai aici, pe pământ. Și dintre aceștia mai sunt oameni care spun: domnule pastor, eu sunt un mare păcătos. Eu am venit în această biserică, dar nu știu dacă Dumnezeu mă mai iubește. Ba, te iubește. Hristos iubește oamenii, nu pietrele, nu construcțiile. Hristos a intrat în Ierusalim pentru a curăți templul. Iisus a curățit templul. A fost murdar, au venit afaceriștii. Când s-a dus a doua oară, nici nu a mai intrat în templu. A intrat doar în curtea din afară. Știți de ce? Dumnezeu nu intră în toate bisericile. Dumnezeu nu intră doar acolo unde este căutat și așteptat, unde oamenii sunt sfinți, unde oamenii știu că au șanse la mântuire. Sunt întrebat uneori: domnule pastor, eu am făcut avort. Mă mai poate ierta Iisus? Dacă nu poate să te ierte, atunci e un Dumnezeu slab și nu merită să slujim un Dumnezeu care nu poate. Dumnezeul nostru poate să ierte păcatele. Dumnezeu s-a întâlnit prin Iisus într-o zi cu o femeie prinsă când săvârșea adulterul. Și oamenii au zis: ucideți-o! După legea noastră trebuie omorâtă cu pietre. Și Iisus a zis: sigur, o ucidem cu pietre. Cine n-are păcat să arunce primul cu piatra în ea. Și vreau să văd care sunteți în stare aici împreună cu mine să luăm piatra de jos. Iisus Hristos iubește oamenii și vrea să ne vadă mântuiți. Destinul tău este în cer împreună cu Iisus Hristos, așa cum spune textul de aur al Scripturii, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este singura predestinație, stimate ascultător, predestinația să ai viața veșnică depinde doar de tine dacă alegi lucrul acesta. Nu lăsa pe diavol să-și bată joc de viața ta prinzându-te de pământul acesta. Toate vor trece, mai rămâne Iisus Hristos, El te iubește. Dar există o singură condiție: în iertarea lui Hristos, du-te, te iert, dar să nu mai faci. Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că El a hotărât o zi în care va judeca lumea aceasta. Mesajul lui Iisus cu prilejul intrării în Ierusalim a fost acesta: o, Ierusalime, nu mai puneți preț pe ziduri, că într-o zi zidurile acestea se vor distruge. Voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. De aici încolo, templul Duhului Sfânt este templul în care Duhul lui Dumnezeu va locui. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pentru că dorea roade și nu frunze. Iată ce spune raportul Evangheliei din Matei, capitolul 21, de la 18 până la 20. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Era frumos smochinul,
Avea crengi, avea frunze, era falnic, stăteau păsările în el, cântau pe crengi. Dar când a venit Hristos să mănânce ceva din el, smochinul a spus, nu. Atunci când te plantează Hristos, e vremea să rodești când vrea El. Iisus vrea ca noi să rodim, nu doar frunze. Pe din afară chiar suntem creștini. Atunci când ne uităm la om, începem cu aprecierile. Ăsta e bogat, ăsta e serios, ăsta e religios, dar de regulă Dumnezeu nu se uită la exteriorul nostru, ci la interiorul nostru, așa cum spune cartea lui Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, partea finală. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Să știi că Dumnezeu are de la tine foarte multe așteptări. Tu nu ești un tufiș cu spini. Tu nu stai ca cei din Africa prin pomi sau prin tufișuri, oameni care n-au auzit niciodată de Dumnezeu. Dumnezeu a investit enorm de mult în tine. Suntem o generație privilegiată. Ce avem noi niciodată nu au mai avut anteriorii noștri. Avem mijloace. Dacă nu putem merge la biserică, vine biserica la noi în casă. Ne vin predici în fiecare zi, ne vin cântări, ne vin poezii. Avem preoți și pastori pregătiți în facultăți. Suntem smochini și suntem creiați pentru un singur scop, să rodim. Dar am început în ultimul timp să nu mai rodim. Cunoaștem multe și ne spune Sfântul Apostol Iacov că a cunoaște și a nu împlini este moarte. Iată ce spune în cartea sa Sfântul Apostol Iacov, capitolul 4, cu versetul 17. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Creștinismul, în primul rând, înseamnă activitate. Inima schimbată îndeamnă să acționezi. Prin urmare, spuneți o vorbă bună. Zâmbiți la oricine, ajutați pe oricine, să nu treacă o zi fără să faci un bine. Doamne, ajută poporului acestuia să facă roade. Noi ne împărțim după culte, Hristos ne împarte după roade. El se uită la inima noastră și spune, da, seamănă cu mine. Și să nu uităm un lucru, tot ce facem pentru Hristos va rămâne. Mulți uită că intrând în Ierusalim, Domnul a blestemat smochinul. Și grozav lucru este să cazi în mâna celui viu. Apoi, Hristos a intrat în Ierusalim pentru că dorea credința adevărată. A spus Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Hristos are nevoie să ne vadă oameni roditori. Mulți creștini prea iubesc viața aceasta, de aceea nu rodesc, pentru că n-au învățat că noi suntem muritori. Nu veți cunoaște adevărata bucurie până când nu veți smulge un suflet din iad. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, spuneau niște greci Sfântului Apostol Andrei. Dincolo de culte, dincolo de biserici, dincolo de predici și de toate celelalte, oamenii vor să-L vadă pe Iisus Hristos, să-L vadă în mine și în tine, să-L vadă în viața mea, în trăirea mea și în credința mea și în credința ta.
Răsturnarea meselor, schimbătorilor de bani, arată că Iisus condamnă lăcomia. Timpurile pe care le trăim sunt foarte critice. Mai mult ca oricând, oamenii sunt iubitori de sine. Iată cum prezintă Sfântul Apostol Pavel timpurile noastre pe care le traversăm. În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Domnul Iisus a fost un model de altruism. A vindecat pe bolnavi, a încurajat pe cei necăjiți și pe rejectații societății, a reglementat relațiile cu societatea, birul cezarului, de exemplu, a clarificat care este cea mai mare poruncă, a clarificat prin cine putem noi să fim mântuiți, ne-a clarificat al cui fiu este Hristosul. Într-o zi, un om l-a chemat pe Iisus în casa lui. Omul era foarte fericit și iubea pe Iisus, care era pentru el cel mai bun prieten. Într-o seară, când ei au mers să doarmă, în ușa casei se aud bătăi. Omul s-a ridicat din pat și a mers să vadă cine e la ușă, dar când a deschis-o, în pragul ușei stătea un demon. Demonul a spus: lasă-mă să intru în casa ta. Nu pot, Iisus este în casa mea acum, a răspuns omul blând. O, dar nu-i nicio problemă, nu mă deranjează, pot să stau și eu în casa ta. După câteva replici contradictorii și o luptă între cei doi, omul a reușit să-l împingă pe demon afară și a închis ușa. A doua zi dimineața, omul se tot întreba dacă Iisus a auzit ceva în noaptea trecută, dar Iisus nu părea să fi fost deranjat. Când s-a făcut din nou seară și deja se culcaseră toți, iar s-a auzit niște bătăi în ușă. Omul a plecat din nou să deschidă ușa și în prag erau de data aceasta doi demoni. Vrem să intrăm în casa ta, au spus demonii. Nu puteți, Iisus stă acum cu mine. Și omul s-a luptat din greu cu cei demoni, dar într-un final a reușit să-i alunge din pragul ușii și a închis după ei ușa. Următoarea zi s-a hotărât să-l întrebe pe Iisus dacă nu l-a deranjat ceva noaptea precedentă. Doamne Iisuse, nu-i auzit nimic azi noapte? Am auzit, dragul meu, dar nu m-ai chemat să te ajut. Omul a rămas îngândurat. Lasă-mă pe mine să răspund noaptea aceasta, dacă o să mai bată cineva la ușă, a spus Iisus. Și în noaptea următoare s-a auzit din nou bătăi la ușă. Acum omul stătea neliniștit în pat și aștepta să vadă ce urma să se întâmple. L-a auzit pe Iisus cum a ieșit din cameră, a coborât scările, a mers, a deschis ușa. De data aceasta, în pragul ușii stătea chiar Satan cu mai mulți demoni. Când Satan l-a văzut pe Iisus că a deschis ușa, a zis: pardon, scuzați, am greșit adresa. Și a plecat. Stimate ascultător, dacă vrei să fie bine cu tine și cu viața ta, fă din ființa ta un Ierusalim în care Iisus să intre, să îndepărteze tot
ce te poate întina, să realizeze curățenie deplină și El să troneze în Ierusalimul inimii tale. Cheamă-L pe Iisus în viața ta, în inima ta și vei fi cu adevărat biruitor. Dumnezeu să ne ajute!